Din nou, am vrea să începem ca să ne încadrăm în timp. Vă spun încă o dată, bine ați venit la o nouă activitate a Centrului de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu, a doua din acest an. Prima, nu cu mult timp în urmă, a prilejuit o discuție în jurul celor mai recente volume apărute la NST, tot pe o tematică conexă și temei noastre de astăzi, despre relațiile româno-sovietice în perioada comunistă. Astăzi, așa cum cu siguranță știți, tema este reflectarea Congresului al 20-lea al PCU în istoriografia rusă și română. O temă importantă nu doar pentru istoria comunismului, ci pentru istoria secolului al 20-lea în general. Și câteva detalii organizatorice la început. Formatul întâlnirilor noastre este foarte bine cunoscut, nu v-am schimbat nici de data aceasta. Vorbitorii, domnul Vasile Buga, care va vorbi despre Congresul al 20-lea, așa cum apare în istoriografia din Federația Rusă, și Dan Cătănuș despre reflectarea în istoriografia română. De 15, maxim 20 de minute pentru fiecare vorbitor și după aceea discuții, întrebări, răspunsuri. În limita a două ore se vor petrece toate acestea. Și cu asta cred că îl invităm pe domnul Buga la cuvânt. Da. Mulțumesc foarte mult, domnișoarei moderator. Sunt tot de bucuros că în sală sunt cercetători cunoscuți, personalități vieții științifice. Săptăm cu căldură și cu domnul Derivaț, care e a doua. Funcționează. Pentru a doua oară la lucrurile noastre. De ce am ales noi această temă? Nu se aude microfonul. Acum se aude? Începe să se audă. Da, începe să se audă, să vorbesc mai tare. De ce am ales această temă? Pentru că, în general, la noi se vorbește despre Congresul 20, părerea mea este că puțină lume a studiat și în raportul secret al lui Hrușov la acest congres. A fost cu surprindere, lucrând la Arhivele Naționale exact pe tema aceasta, foaie de observație, sunt 13-14 persoane care au citit dosarul cu raportul secret al lui Hrușov și admătările Gheorghe Udeș pe marginea lui. Ăsta a fost motivul, am convenit și cu colegul Dan Cătănuș să încercăm să informăm, măcar în mare, despre modul în care sunt privite lucrările Congresului al 20-lea, semnificația acestui congres în istoriografia rusă și în istoriografia română. Pentru istoriografia rusă eu am luat volume, aș zice, de referință care au apărut după destrămarea Uniunii Sovietice și am adus aici două. Una este istoria Rusiei secolului 20, începutul secolului 21 și pasul la Universitatea Lomonosov, manual de istorie, sub ordonarea regretatului academician Milov. Pentru cine nu-l cunoaște, a fost primul președinte al Părții Rusiei, Comisia Mixtă de Istorie Ruso-Română și un alt volum, de fapt, primul volum din seria de două, scris de Rudolf Pihoia, pentru cei care nu-l cunosc, este fostul șef al Serviciului Arhivistic al Rusiei în timpul lui Yeltsin și vreau să vă spun că în urma relațiilor pe care le-am avut cu acest serviciu arhivistic, fiind la Moscova, atunci am primit copie după pactul Molotov-Ribbentrop și anex protocoalele secrete. Mi se pare că Rudolf Pihoia este totuși omul care a investigat cel mai atent, el și generalul Polkovonov au investigat cel mai atent arhivele din Federația Rusă. Mai e un manual scos de istorie istoria Rusiei sub coordonarea academicianului fostul director al Institutului de Istorie
Adusii, coordonat de academicianul Saharov, și au fost câteva, iar câteva volume, mai mult teze despre istoria Rusiei după 45-6. Despre congresul în sine, îmi cer mii de scuze, pentru că eu am pregătit un material mai mare, mă limitez la timpul meu rezervat și asta este foarte bine. Unele idei vor fi mai mult teziste, suntem mulți, pentru că vorbesc la faptul că dacă se vor pune întrebări, o să pot răspunde. Salutăm pe domnul ministru Premiu, mulțumesc, ambasador Ucrainei la București. Congresul a avut loc în perioada 14-25 februarie 56, este considerat unul dintre evenimentele cu un impact major atât în URSS cât și pe plan internațional. Pregătirea efectivă a început pe fondul relativ de digitalizări a sistemului sovietic după cedarea de viață a lui Stalin. Am în vedere faptul că au fost revizuite o serie de prevedere legislației juridice care preveau și regimul lagărilor și crearea de nivelul securității statului în sistemul interne. Aici poate merita o atenție aparte, atunci când vom mai avea timp să vorbim mai mult despre Beria. Surprinzător este că cele multe inițiative pentru liberalizarea regimului a avut Lavrenti Beria. El este cel care, așa cum știți, a semnat un decret privind amnistierea unui număr important de deținuți politici, dar marea majoritate a fost de drept comun. S-a și creat o anumită stare de tensiune în regiunile unde s-au întors foștii deținuți. Soarta lui Beria o știți, el a fost unul dintre oponenții lui Hrușciov, a devenit un fel periculos pentru inițiativele pe care le-a luat și a fost arestat și condamnat, executat la foarte puțin timp și a fost arestat. Da. În orice caz, după ce în timpul procesului lui au devenit publice o serie de crime care au avut loc în perioada regimului sovietic, regimul de tortură la care au fost supuși deținuții, atunci s-a aflat că în 3 ianuarie 53, în închisori, lagări și colonii, în Uniunea Sovietică, existau peste 2,6 milioane de persoane. După ce au început să fie eliberați, persoanele care au avut de pătimit sau rudele acestor au adresat cereri de revizuirea dosarelor victimilor, represiunilor, în primul rând, politice, din anii 30-40. A fost ridicată acuzația de trădător de patrie, însă toate aceste recunoaște se făceau, așa cum scriu cercetătorii ruși, treptat, fără publicitate. Reabilitarea avea un caracter extrem de selectiv. Concomitent cu măsurile de liberalizare a regimului, s-a accentuat, așa cum a spus mai devreme, competiția între cei 3 pretendenți la funcția principală în conducerea partidului și statului, respectiv Hrușciov, Beria, Malenkov. Beria, v-am spus, are totuși meritul de a cunoștea foarte bine starea populației, a fost inițiatorul revizuirii unor acuzații la adresa participanților la o serie de procese politice răsărătoare, cazul Emil Grădean, acestui caz, în 49 i-au căzut victime
lideri importanți, în principal din Leningrad, cazul medicilor de 52, mă opresc asupra lui, dumneavoastră probabil că cunoașteți. Pe planul politicii externe, foarte îndrăzneți ideile avansate de Beria, restabilirea relațiilor întrerupte în 48 cu Iugoslavia, lipsa de perspectivă a forțării de sus în RDG, a propus chiar unificarea celor două state germane pe o bază capitalistă, în speranța că aceasta, deci Germania reunificată, va exprima recunoștința față de URSS, ajutând-o economic. Am spus despre Beria, care de acum devenise un caz preocupant pentru ceilalți membri ai prezidiului Comitetului Central, fapt care a dus în ultima instanță la arestarea lui, chiar în cadrul reședinței a prezidiului, la 26 iunie 53. Acestui caz a fost consecrată și o plenară specială a Comitetului Central în iulie 53, în cadrul căreia i-au fost imputate organizarea proceselor de la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50. Odată cu criticarea, arestarea și condamnarea lui Beria, așa cum recunosc autorii volumilor despre care am vorbit, s-a socotit că linia criticii cultului personalității, declarată oficial la această plenară, a fost, mă rog, și-a atins scopul, n-a mai fost dezvoltată. În intenția membrilor prezidiului, judecarea lui Beria trebuia să convingă opinia publică de faptul că vinovați de teroarea în masă, vinovații de teroarea în masă au fost, și pentru greșelile trecutului, au fost evidențiați și condamnați. Autorii despre care am vorbit s-o gândesc că efectul pozitiv al lucrătorilor lui Beria a fost faptul că s-a pus capăt teroarei în masă. Ceea ce este adevărat. Asta a încurajat totuși lumea să își exprime un punct de vedere mult mai vehement la adresa regimului, la modul, chiar la adresa partidului. Au rămas în competiție Marinkov și Hrușov. În detalii, Marinkov era privit pozitiv, să spunem așa, din Occident, în sensul că era o fire mai conciliantă, adversar al puterii autoritare. Lui îi revine meritul de a fi atras atenția asupra raportului satisfăcător între dezvoltarea industriei grele și industria ușoară. Opta pentru primatul industriei ușoare, a formulat câteva propuneri privind reducerea impozitelor pentru la produsele agricole, majorarea acestor produse în așa încât să fie stimulente pentru țărani. Mulți au socotit aceste măsuri lui ca având un caracter populiste. În orice caz, a provocat și el nemulțumirea celorlalți membri de Comitetului Central. Așa, la 31 ianuarie 55, o plenară specială a Comitetului Central a analizat activitatea lui Marinkov, a fost învinuit de lipsa experienței necesare, inclusiv în activitatea de stat. Ăsta este adevărat, era un aparat și că mai mult i s-a reproșat faptul că n-a avut curajul să se opună unor fapte reprobabile ale lui Beria. Atunci când s-a discutat cazul Beria în prezidiu, e adevărat, a fost de acord cu opinia celorlalți membri ai prezidiului, dar nu s-a disociat de poziția fostului ministru de interne. Primii pași pentru pregătirea Congresului al 20-lea au fost determinate de creșterea numărului solicitărilor de reabilitare din partea fostelor victime ale regimului,
acesta obliga controlele de parte să aplice cu mai multă atenție asupra acestei probleme, care devine presantă, cu atât mai mult cu cât eliberarea de închisoare a unor deținuți politici, făcuse posibilă cunoașterea adevărului despre ilegalitățile comise în timpul lui Stalin. Așa cum scrie Rudolf Tihoia, apariția raportului secret al lui Hrușov a fost precedată de o ședință a Prezidiului Comitetului Central din 39-55, care a examinat și un punct special intitulat Probleme legate de reabilitare. Cu această ocazie s-a creat o comisie specială condusă de secretarul CC-ului Cos Pelov, care a fost însărcinată cu examinarea modului în care au fost posibile represiunile în masă îndreptate împotriva majorității membrilor Comitetului Central la Congresul al 17-lea din februarie 34. Acest aspect este sesizat de autorii volumului condus coordonat de academicianul Saharov, care spun că s-a acordat o atenție aparte numai urmăririi oligarhiei de partid, fără să se aibă în vedere celelalte victime care nu făceau parte din nomenclatura partidului. Tot Tihoia este cel care remarcă faptul că o serie de concluzii ale Comisiei Prospelov au fost prelucrate de Hrușciov și tot Tihoia spune că s-a atras atenția numai asupra cadrelor de partid, trecând sub tăcere celelalte victime. În plus, procesele asupra troschiștilor, buhariniștilor au fost apreciate nu ca falsificate total, ci ca necesare, sentințele fiind considerate să prea severe. Asta era și opinia lui Hrușciov. La 9 februarie 56, în cadrul Prezidiului Comitetului Central, a avut loc o dezbatere în care s-a discutat modul în care să se prezinte un raport privind crimele comise în timpul Stalin, în orice ca s-a convenit ca în raportul general prezentat Congresului să nu se vorbească nimic, dar în urma unui compromis s-a decis ca să fie prezentat acest raport într-o ședință închisă. Hrușciov a fost de acord cu acest lucru, mai ales a văzut că au fost membri ai Prezidiului Comitetului Central care s-au postat pe o poziție oscilantă. Molotov, Kaganovic, Voroșilov, care aveau mai târziu să fie și încăturați. Istoricii ruși, scriu că la actă de pregătirea Congresului, a fost atras un număr de bolșevici eliberați din închisori. Hrușciov se bizuia pe mărturiile lor. De asemenea, înainte de deschiderea Congresului, deputaților le-a fost difuzat renumitul testament politic al lui Lenin. Vă miresc că știți despre ce este vorba. Eu, practic, o scrisoare către Congres al lui Lenin, scrisă în decembrie 22, însă predată de Nadejda Trupskaya în 20, după moartea lui Lenin. Aici, în scrisori, atrage atenția Lenin asupra unor defecte ale lui Stalin, asupra pericolului unei coliziuni între el și Trotsky și recomandă alegerea unei alte persoane care să se deosebească de Stalin prin faptul să fie mai loial, mai politicos, mai atent în relațiile cu colegii. Da, ce știu. În orice caz, varianta inițială a lui Kostelov a fost revăzută de Hrușciov, a chemat o stenografă și a dictat propria lui interpretare, accentul a căzut de defectele sau lipsurile lui Stalin, mai ales în timpul războiului. E prezentat în formă caricaturală. De unde Tihoia trage confuzia că Hrușciov a
avut intenția de a-l, într-un fel, a denigra rolul jucat de Stalin în timpul Marii Război pentru apărarea patriei. Cert este că raportul a fost prezentat în ultima ședință a Congresului, într-o ședință închisă, s-a interzis stenografierea, s-a interzis înregistrarea de bandă de magnetofon a intervenției și, așa cum scrie Tihoia, noi nu știm până la urmă ce s-a spus în realitate, pentru că acest raport a fost după aceea lucrat, finisat, într-o formă restrânsă, într-o formă redusă, a fost prezentat și într-o delegație Partidului Comunist care a fost prezentă la Congres. Parte din acest raport a ajuns în străinătate, în mass media din Occident și într-o publicație americană în iunie 56. După acest congres, așa cum s-a luat totuși decizia să se prelucreze în organizația de partid, dar într-o formă foarte restrânsă. Asta a creat nemulțumirea în rândul comuniștilor. Autorii despre care am vorbit scot în evidență faptul că, mai ales în rândul intelectualilor, chiar din mediul academic, au fost formulate critici la adresa faptului că acesta n-a fost raportul citit în întregime, nu s-a dat posibilitatea de prelucrat cum trebuie și cert este că în cadrul acestor ședințe de partid au fost critici foarte serioase la adresa conducerii, la adresa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Au fost două cazuri, unul la Institutul de Literatură Rusă și al Academiei și altul la Institutul de Termotehnică al Academiei de Științe a Rusiei. Aici au fost dezbateri foarte aprinse, a fost nevoie să iau o hotărâre specială a Partidului Central privind faptul că nu s-a datorit postă celor care au criticat regimul comunist. Organizația de partid a fost dizolvată, foarte mulți dintre cei care luaseră cuvântul au fost sancționați. Pozitiv, să spunem, este faptul că s-au luat după acest congres măsuri privind restabilirea legalității, s-a dat o hotărâre privind îmbunătățirea situației juridice a fostor prizonieri de război, reînființarea unor republici din Caucaz, vorba de Republica Autonomă Calmâncă, Cecenă Ingușă, Cabardino-Balcară, Caraceevo-Cerchesă, au fost nevoiți să ia aceste măsuri, pentru că protestele au fost, să știți, foarte vehemente, mai ales în Georgia. A fost o demonstrație de masă la care au participat peste 30.000 principali studenți atunci când s-a luat decizia să fie demolat monumentul lui Stalin. Pentru potolirea manifestațiilor a fost nevoie de intervenția armată, au fost și victime. În orice caz, după această etapă, autoritățile au considerat că lucrurile intră pe un, mai am să vă lucruri de două minute, măcar să fie un final de înțeles oamenilor. Autoritățile au socotit că de acum lucrurile au intrat pe făgaș normal, că nu e nevoie să mai răscolească prea mult lucrurile. Intenția era de a merge mai departe, în sensul că se avea în vedere organizarea unei plenare a Comitetului Central, în cadrul căreia inclusiv Jucov trebuia să ia cuvântul. Jucov și-a prezentat un raport foarte detaliat în care critica modul în care a acționat conducerea de partid în timpul războiului, de exemplu, începutul operațiunilor germane împotriva Uniunii Sovietice, faptul că el a raportat la cabinetul lui Stalin, acolo era și Malin, preajma lui Stalin, despre ceea ce s-a întâmplat, de-alea după o oră, după două ore a primit ordinul să riposteze. Și, în general, formulează niște critici la adresa rolului partidului în conducerea armatei și așa mai departe. Cert este că plenarul nu mai a avut loc, raportul lui Jucov a fost ținut timp de 40 de ani.
ascuns, deci în 96, vă imaginați, a fost descoperit. Tocmai de la Cotorii și pe cei care s-au opus criticării vehemente a lui Stalin, s-au luat câteva hotărâri, inclusiv cu decizia de a se adresa tuturor oratorilor de partid, o scrisoare a Comitetului Central cu privire la rezultatele dezbaterii hotărârilor Congresului al 20-lea, în care academicii se exprimă adesi mulțumiri pentru adeziunea față de hotărârile acestui congres, dar sunt evidențiate și o serie de nemulțumiri care au fost sezitate pe parcursul dezbaterii raportului Congresului. În 1956 a fost adoptată hotărârea Comitetului la depășirea cultului personalității și a urmărilor sale. Ideea de bază este pe care am găsit-o la toți autorii că acest congres al 20-lea și raportul secret nu a evidențiat tarele sistemului, ci numai lipsurile lui Stalin. Deci asta o spun toți istoricii, ceea ce mi se pare un lucru pozitiv. Faptul că au remarcat acest lucru, că bazele sistemului nu sunt puse la îndoială. Acum, fiindcă suntem la Institutul pentru Studiu Totalitarismului, apropo de victime și ale represiunilor, dacă până în februarie 56, când a fost congresul, fusese reabilitate 769 de persoane, după congresul 20 din martie, așa, din martie 56 până în 57, un timp foarte scurt, au fost reabilitate peste o jumătate de milion de persoane, din rândul cărora 200.000 au fost eliberate de către tribunalele locale. Și o altă cifră am vrut să... În 93, șeful Arhivei Ministerului Securității al Federației Ruse a declarat că în perioada 1790, în URSS au fost condamnați pentru crime contrarevoluționare 3.853.900 de persoane, din care în anii 21-53 au fost condamnate la execuție prin împușcare 115.639 de persoane. Ca efect pozitiv al acestui congres și este aprecierea autorilor volumului coordonat de Milor, congresul a dus la o purificare a partidului și a societății de practica terorii de stat. Pe plan internațional, că am zis că a avut efect pe plan internațional, a provocat, după cum știți, s-a scris mult pe treaba asta, și o scisiune puternică în rândul mișcării comuniste și muncitorești, și tot acest raport al congresului prezentat de Hrușov a fost detonatorul manifestărilor pe care știm din Polonia și Ungaria. După acest congres, începe o nouă etapă a luptei pentru putere, se încheie într-un fel în 57, ulterior în 64, dar este asta. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru îngăduință. Mulțumim și noi. Domnul Buga, vorbitorul, o să mă laude, domnul Buga, moderatorul, o să mă certe. Și acum trecem la comunicarea lui Dan Cătănuș despre reflectarea Congresului de Istoriografia Română. Inclusiv el a reflectat destul de mult această temă în cercetările proprii, deci este foarte în măsură. Te rog, Dan. Tot așa. Stimați colegi, mai aproape microfonul, vă rugăm, că aici nu se aude. În comunicarea de față, mi-am propus să fac o trecere în revistă a modului în care a fost tratat subiectul Congresului 20 și a consecințelor sale în istoriografia română de după 1989. Pentru început, doresc să fac însă câteva precizări metodologice.
pentru că mi s-a părut important ca să știm de la bun început despre ce e vorba. Nu am avut în intenție realizarea unui inventar exhaustiv de lucrări, ci mai degrabă semnalarea unor contribuții semnificative în domeniu. Apoi, întrucât tema comunicării are în vedere istoriografia română, am luat în considerare în mod firesc doar textele autorilor români, nu și traducerile din autori străini apărute în România, deși unele dintre ele au adus informații importante. Am folosit pe parcurs conceptul de destalinizare pentru a da o anumită unitate textului, dar la o privire retrospectivă se poate constata că în istoriografie s-au conturat de fapt două teme majore. Raportul secret al lui Hrușciov și impactul său în România, pentru că despre România vorbesc în principal, respectiv situația din România din toamna anului 1956, în contextul evenimentelor din Polonia și Ungaria și a reacției sovietice. Unii cercetători s-au focalizat pe una dintre teme, alții au încercat o privire de ansamblu asupra evoluțiilor din anul 56. Urmând în mod firesc deschiderea treptată a arhivelor, putem constata că în anii 90, în special după 1995, au predominat eforturile de editare a documentelor, pentru ca pe parcursul anilor 2000 să devină predominante studiile. În ceea ce privește raportul secret al lui Hrușciov, o ediție de uz intern a fost realizată încă dinainte de anul 1989. Acum nu știu exact perioada, pentru că ar fi interesantă. Poate fi vorba de începutul anilor 60, în contextul celui de-al doilea val de destalinizare, sau poate de perioada care a urmat anului 1968, a celui de-a treia destalinizare, cum i-am spus eu, făcută de Nicolae Ceaușescu. Aici trebuie să mai stau de vorbă cu domnii Gheorghe Neașu și Florian Tănăsescu pentru a săpa în privința acestei ediții de uz intern. Oricum, o traducere a raportului secret a existat încă din 1956, dar ea a fost cunoscută doar într-un cerc foarte restrâns la vârful partidului. Istoricii români care s-au aplecat asupra problemei după 1990 au folosit în general ediții străine. Eu, de exemplu, am folosit o ediție franceză îngrijită de Branko Lazić. Abia în 1998, prin eforturile istoricilor Gheorghe Neacșu, Vladimir Zodian și Gheorghe Buzatu, a fost publicată o ediție română a raportului secret. Legat de impactul imediat al raportului secret asupra conducerii de la București, menționez aici volumul pe care l-am realizat la sfârșitul anilor 90, împreună cu Alina Tudor Pavelescu, o destalinizare ratată, culisele cazului Miron Constantinescu, Iosif Tișinevski, care merge până în 1961. Volumul din motive independente de autori a apărut abia în 2001. A beneficiat de o prefață a academicianului Florin Constantiniu și cuprinde câteva documente esențiale pentru înțelegerea modului în care a fost receptată și aplicată destalinizarea în România, precum darea de seama delegației PMR care a participat la Congresul 20 și stenograma ședinței Biroului Politic din aprilie 1956 cu transcrierea anotărilor lui Gheorghe Udeș. Așa cum e cunoscut, în cursul acestei ședințe, Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski au încercat să forțeze înlăturarea lui Gheorghe Udej de la conducerea partidului, prezentându-l ca pe un mic Stalin autohton. Confruntarea în cauză, terminată cu victoria incompletă totuși a lui Udej, a fost esențială pentru cursul destalinizării în lunile următoare din România. Tot la capitolul documente, dar legat de cea de-a doua temă menționată mai sus, cea de privind toamna anului 1956, istoricii Corneliu Mihai Lungu și Mihai Retegan au publicat în 1996 volumul 1956, Explozia percepții române, iugoslave și sovietice asupra evenimentelor din Polonia și Ungaria.
reunind telegrame transmise de diplomații români din Polonia și Ungaria, stenograme ale ședințelor conducerii PMR privind măsurile luate pentru a ține sub control situația din România. Volumul rămâne și astăzi, după părerea mea, esențial pentru înțelegerea toamnei românești a anului 1956. A spune că este de aceeași valoare cu volumul realizat de profesorul Ioan Scurtu privind retragerea trupelor sovietice din România în 1958, volume de documente esențiale pentru toți cei care doresc să studieze aceste teme. Importante contribuții documentare conțin și volumele realizate de Ioana Boca, 1956, un an de ruptură, respectiv Mihaela Sitariu, Oaza de Libertate, Timișoara, 30 octombrie 56, ele fiind focalizate pe tema reacției din mediile studențești, medii de unde au provenit cele mai importante contestări la adresa regimului de la București. Semnalez și volumul îngrijit de Ileana Ioanid, Însemnări de la Snagov, Nog Imre, corespondență, rapoarte, convorbiri, dedicat unui caz punctual, cel al detenției în România a grupului de lideri maghiari, avându-l în frunte pe Imre Noi. În ceea ce privește sursele memorialistice, ele sunt destul de puține. Aș aminti aici două articole ale lui Pavel Țubui despre atmosfera încărcată în care s-a desfășurat plenara din 23-25 martie 56, prima plenară organizată după Congresul 20, precum și un subcapitol din volumul de amintire al lui Paul Svetcu. Acesta din urmă, care l-a însoțit pe Dej la Moscova, oferă amănunte interesante despre clivajul apărut încă din timpul prezenței în capitala sovietică între membrii delegației române, Miron Constantinescu și Chișinevski pe de-o parte, Gheorghiu Dej și Borilă pe de-altă parte, dar și despre ciocnirile care au avut loc la vârful partidului după întoarcerea în țară. O relatare interesantă atrage atenția, care atrage atenția vizează credința lui Dej că Iosif Chișinevski ar fi fost, de fapt, promotorul atacului la adresa sa, nu Miron Constantinescu, iar acest lucru s-ar fi făcut cu complicitatea, dacă nu chiar la sugestia KGB-ului. Sorin Toma a fost redactor șef la Scânteia, a alocat și el anului 56 câteva pagini din amintirile sale. El s-a oprit în special asupra temerii cu care a fost receptat raportul secret la nivelul conducerii PMR. A dat câteva exemple din activitatea personală de la Scânteia, despre cererile lui Dej de a se ține sub un control strict de stalinizarea, dar a vorbit și despre calculele făcute de liderul român atunci când s-a implicat în rezolvarea crizei ungare. La fel a procedat și Silviu Brucan, dar relatările lui trebuie privite cu mult spirit critic. A devenit însă un reper istoriografic afirmația lui potrivit căreia Dej l-a rechemat în țară de la ambasada din Washington unde se afla în noiembrie 56 și i-a spus: dragă tachie, dacă nu facem o cotitură de 180 de grade în relațiile noastre cu sovieticii, suntem pierduți. La aceste mărturii se mai adaugă și altele, menționez aici unele, țin mai curând de capitolul Arhivă, relatările lui Mihai Beniuc, că sunt din epocă, publicate de Mihai Retegan, ale tânărului Wolterger, o persoană încă neidentificată pe deplin de la Agenția Economică a României de la Budapesta, publicată de colegul meu, Alexandru Murat Mironov, sau interviuri levate de Ioana Boca, unora dintre supraviețuitorii mișcărilor studențești din toamna lui 56. Așa cum am spus, pe parcursul anilor 2000 au predominat studiile dedicate evenimentelor anului 56. Am semnalat aici câteva volume colective, reunind studiile mai multor autori, chiar pe acest, dedicate integral acestui subiect. În anul 2006, subsemnatul împreună cu domnul Vasile Buga, am coordonat un volum intitulat Putere și societate, lagărul comunist sub impactul de stalinizării. Acesta este apărut aici la institut, la care au participat importanți cercetători din România și din celelalte țări membre ale fostului bloc sovietic, Rusia, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Albania, Bulgaria, China.
Scopul a fost acela de a pune la dispoziția cititorilor un volum care să ofere o imagine de ansamblu despre modul în care s-a derulat campania de destalinizare în blocul sovietic. Începând de la primele pregătiri pentru organizarea Congresului 20, aici a scris istoricul rus Alexandru Stăcalin, unul din cei mai importanți specialiști pe problemă, până la intervenția sovietică în Ungaria și consecințele sale. O întreprindere similară au realizat în același an, 2006, atunci se împlineau jumătate de secol de la evenimentele din anul 56, Vladimir Tismăneanu și Doina Jela, prin lucrarea Ungaria 1956, Revolta Minților și Sfârșitul Mitului Comunist. Volumul conține câteva studii dedicate în principal Revoluției Maghiare și ecourilor sale în România, printre cei care au scris Vladimir Tismăneanu, Ioana Boca, Elis Pleșa, Cristian Vasile, dar și o nouă traducere a raportului secret al lui Hrușciov, aparținându-i istoricului Arman Goșu. Mai există și alte volume colective care au abordat o perioadă sau o tematică mai largă, dar în interiorul lor au alocat un loc important problemei destalinizării. Menționez aici două dintre ele, Analele Siget 8, anii 54-60, Fluxurile și refluxurile stalinismului și volumul recent coordonat de Cosmin Budeancă și Florin Olteanu, Stalinizare și destalinizare, evoluții instituționale și impact social. În alte lucrări sau publicații au apărut și alte studii privind diferite momente ale destalinizării. Au scris Elisabeta Neagoie despre cazul și Elena Dragomir despre reacția ale populației românești în timpul evenimentelor din Ungaria, Ovidiu Băzgan despre cum a văzut diplomația franceză anul românesc 1956, colegul Ștefan Bosomitu, care a scris despre Miron Constantinescu, a abordat și această problemă a momentului 56. Un număr integral de revista Dosarele Istoriei din 2006 a fost dedicat Revoluției Anticomuniste din Ungaria din 1956. Problema destalinizării a făcut obiectul unor capitole sau subcapitole și din lucrări mai ample dedicate istoriei României sau Partidului Comunist Român. Și în această ultimă parte a comunicării mele vreau să mă opresc asupra câtorva din aceste lucrări pentru a reliefa unele puncte de vedere care mi-au atras atenția. E vorba de istorici care s-au oprit mult de puține ori asupra problemei destalinizării sau anului 56 și de la fiecare dintre ei am ales pentru exemplificare lucrarea pe care am considerat-o cea mai reprezentativă pentru această temă. Academicianul Florin Constantiniu, aici mă refer la o istorie sinceră, ultima ediție, consideră, de exemplu, că Gheorghiu Dej s-a simțit amenințat de condamnarea de către Hrușciov a cultului personalității lui Stalin și pentru a se proteja a lansat formula noi nu avem pe nimeni de reabilitat post-moarte. Deci s-a declarat formal de acord cu noua campanie dirijată de Moscova, dar în practică a refuzat destalinizarea, spune profesorul Constantiniu. De asemenea, afirmă că dacă Dej s-a comportat ca o unealtă docilă, am citat, a Moscovei, în cazul tratamentului aplicat lui Imre Noi, pe de altă parte, liderul român a tras câteva învățăminte importante din modul în care sovieticii au acționat pe parcursul anului 56, necesitatea unei distanțări progresive de Moscova, câștigarea sprijinului populației pentru a contrabalansa eventualele presiuni sovietice, modificarea componenței etnice a comunității de partid, astfel încât să reflecte mai bine compoziția etnică la nivel național, a țării, ca să nu se confunde cu partid. Vladimir Tismăneanu este de părere că Gheorghiu Dej, citez, era fără îndoială un admirator real al lui Stalin. Am citat. Iar consternarea pe care i-a produs-o liderului român inițiativa antistalinistă a lui Hrușciov poate fi privită, citez din nou, ca primul stadiu al disputelor româno-sovietice.
O ipoteză interesantă lansată de politologul român e aceea că momentul Alexandru Jar din mai 1956 ar fi fost o înscenare pusă la cale chiar de Gheorghe Udej. Liderul român l-ar fi încurajat pe Jar, care era un scriitor mediocru de origine evreiască, autor al unei opere profund staliniste, să pună în discuție modul în care partidul controlase literatura în perioada stalinistă, tocmai pentru că era ușor de compromis și de demolat ulterior. Ceea ce s-a și întâmplat în practică. Prin stratagema sa, deja a reușit să reducă din entuziasmul scriitorilor și a intelectualității românești în general de a adera la ideea liberalizării. Deși au existat unele discuții în cerc restrâns în rândurile vechii gărzi a partidului, mai remarcătismănea, nici din rândurile acestora și nici dinspre intelectuari care au preferat acomodarea cu regimul, nu s-a manifestat vreun pericol real pentru acesta. În ceea ce privește Revoluția Ungară, căreia domnia sa îi alocă spații importante, aș reține aprecierea potrivit căreia conducerea română nu s-a temut atât de iredentismul teritorial al noii conduceri de la Budapesta, mă refer la regimul Imre Noi, cât de influența marxismului revizionist promovată de această conducere. Stelian Tănase, în lucrarea Elite și Societ, la Vladimir Tismaneanu am luat care per stalinist pentru eternitate. La Stelian Tănase, Elite și Societate, guvernarea Gheorghe Udej, 48-65. El tratează modul în care conducerea PMR a reacționat la destalinizare prin prisma faptului că, citez, întreaga guvernare a lui Gheorghe Udej a fost traversată de obsesia asupra viețuirii fizice și politice. Încheia citatul. Și că ea depindea aproape exclusiv de voința elitei suzerane, adică a Moscovei. Tănase afirmă că după prezentarea raportului secret a avut loc o accentuare a tendinței liderilor de la Kremlin de înlocuire totală sau parțială a liderilor locali. Pentru elita românească, dominată de teama de a fi schimbată de sovietici, reabilitarea lui Pătrășcanu și a lui Foriș, readucerea în conducere a Anei Paucăr sau impunerea unui nou prim secretar erau tot atâtea eventualități amenințătoare. Teama aceasta persistentă de pierderea puterii, în opinia lui Stelian Tănase, a făcut ca majoritatea membrilor conducerii PMR să rămână uniți în jurul lui Deci și să adopte o atitudine negativă față de denunțarea cultului personalității. Atât Stelian Tănase cât și Vladimir Tismăneanu observă că, în ciuda acestei atitudini de respingere, anumite măsuri de destalinizare, chiar dacă limitate, au fost luate, fără a insista însă asupra lor. În ceea ce privește toamna lui 56, Stelian Tănase consideră că pentru conducerea comunistă din România a reprezentat momentul cel mai dificil de la venirea la putere. Și enumeră totodată o serie de învățăminte trase de aceasta, inclusiv a riscurilor unei prea mari dependențe de Kremlin. În general, istoriografia română post-decembristă a acordat o atenție mică Congresului 20, acesta fiind tratat doar din perspectiva raportului secret al lui Hrușciov, care de fapt a fost prezentat abia la închiderea Congresului într-o ședință distinctă. Nici nu e foarte clar dacă până la urmă a făcut parte din Congres sau a fost separat de Congres. În orice caz, la ședința respectivă au participat doar reprezentanții sovietici, nu și invitații din celelalte țări comuniste. S-a vorbit puțin despre atmosfera de la Moscova de dinainte de Congres, despre motivele deciziei lui Hrușciov de a forța ruptura de Stalin și despre faptul că, în raportul oficial, această ruptură s-a materializat într-o nouă doctrină de politică externă, având la bază trei principii pe care liderul PCS le dorea transpuse în politica externă a URSS și a țărilor lagărului comunist. Politica de coexistență pașnică între sisteme sociale diferite, posibilitatea preîntâmpinării războiului mondial între cele două lagăre, acceptarea existenței mai multor căi de trecere de la capitalism la socialism,
inclusiv calea parlamentară. Toate aceste principii reprezentau schimbări radicale în doctrina de politică externă a Uniunii Sovietice de pe vremea lui Lenin și a lui Stalin. În lucrările mele, despre care voi spune câteva cuvinte în încheiere, am atins problema destalinizării. Mă refer la volumul publicat, la studiul publicat în acest volum Putere și Societate și la lucrarea tot mai departe de Moscova. Și am încercat să atrag atenția asupra necesității de a privi Congresul 20 în ansamblul său. Întrucât noile principii de politică externă vor reprezenta și ele o componentă a destalinizării. Un rol important în ceea ce privește asigurarea unui nou cadru pentru relațiile dintre Uniunea Sovietică și țările satelite. Din această cauză, în opinia mea, lui Hrușciov ar fi fost greu să forțeze schimbarea liderilor comuniști locali. Moscova a încercat, de exemplu, să se opună schimbării lui Matias Rákosi, poate cel mai compromis dintre liderii est-europeni. Dar a cedat în cele din urmă la presiunile venite chiar din interiorul Partidului Comuniștilor Maghiari. La fel în Polonia, Hrușciov s-a opus în primă instanță readucerii lui Gomulka în fruntea PMUP, dar a cedat până la urmă și a acceptat opțiunea comuniștilor polonezi. Deci aceste schimbări care au avut totuși loc au fost rodul unor inițiative și evoluții locale mai curând decât ale unor inițiative ale Moscovei sau ale lui Hrușciov. Asta nu înseamnă însă că asupra liderilor comuniști locali nu s-a exercitat o presiune constantă din partea Moscovei pentru a-i convinge să se alinieze la campania de destalinizare. Pe de altă parte, faptul că Hrușciov a acționat într-o manieră improvizată atunci când a hotărât să-și prezinte raportul secret la Congresul 20, a făcut ca și difuzarea ulterioară a știrilor despre raport și a modului cum acesta trebuia interpretat să rămână sub același semn al improvizației, ceea ce a sporit confuzia de la București și din celelalte țări satelite. Urmărirea acestor bâlbâiele ale Moscovei pune într-o lumină nouă și reacția comuniștilor români, în special a lui Gheorghe Udej. Ceea ce vreau să spun este că liderul român, și dacă ar fi vrut, ceea ce evident nu a fost cazul, nu ar fi putut să grăbească discutarea raportului secret, deoarece nu a avut permisiunea Moscovei în acest sens și nici textul propriu-zis. El a fost primit mult mai târziu. Abia când au fost primite acestea, permisiunea și textul, s-a organizat plenara din 23-25 martie 56. În ceea ce privește toamna lui 56, am pus accentul pe demersurile făcute de autoritățile de la București pentru a înțelege fondul evenimentelor care aveau loc în Polonia și mai ales în Ungaria și a preveni o evoluție similară în România. Am analizat implicarea părții române alături de sovietici în stingerea crizei ungare, nu doar ca un simplu servan, ci manifestând și unele inițiative care țineau de propriile interese. Sunt interesante și aceste nuanțe. De exemplu, discuțiile prelungite cu sovieticii, purtate de comuniștii români, cu iugoslavii, purtate de comuniștii români, menite să rezolve problema lui Imre Nagy. Au mers de multe ori dincolo de mandatul dat de sovietici, tocmai pentru a nu se strica din nou o relație care abia fusese și cu greu restabilită, aceea română-iugoslavă. La fel, dacă între motivele care au stat la baza implicării românești în rezolvarea crizei ungare, cele mai importante sunt totuși teama de pericolul contaminării liberale și dorința de a recâștiga încrederea lui Hrușciov, pentru că aici fac o paranteză, după propunerea de retragere a trupelor sovietice din anul precedent, în 55, și reținerea dovedită în aplicarea destalinizării în 56, această încredere fusese un pic zguduită. Nu am neglijat însă nici teama de a preveni o repunere în discuție a problemei Transilvaniei sau a minorității maghiare, a situației minorității maghiare din această regiune. Și acest lucru rezultă și din faptul că problema a rămas aproape în permanență una tensionată pe parcursul regimului comunist. În sfârșit, am stăluit asemenea altor autori asupra învățămintelor desprinse de Gheorghe Udej din evoluțiile anului 56. Câteva scurte concluzii.
Pe ansamblu se poate spune că problema Congresului 20 și a consecințelor sale s-a bucurat de atenție din partea istoricilor români. Fie că a fost vorba de începutul acestui proces, fie de sfârșitul său. S-au editat documente, s-au scris studii, s-au publicat și câteva volume pe această temă. Totuși nu se poate spune că subiectul a fost epuizat. Dimpotrivă, despre unele aspecte s-a scris destul de puțin. De exemplu, cum s-a reflectat destalinizarea la nivelul politicii represive a regimului de la București, cum s-a reflectat în viața de zi cu zi a populației, în revizuirea unor cazuri anchetate din timpul perioadei staliniste, cazul Anei Paucăr și altele. De asemenea, mai sunt încă multe de cercetat în privința relațiilor româno-sovietice în cursul anului 56, pe linie de partid sau de stat. Corelarea noilor informații din arhivele românești și din cele rusești face posibilă, ba chiar necesară, reevaluarea unor interpretări sau concepte aplicate până acum evenimentelor în discuție. Chiar dacă anul 1956 nu a adus România în prim plan din punct de vedere al evoluției interne, România a fost totuși un caz marginal în acel an. Din perspectiva lungă a istoriei, acest an nu a rămas unul ratat, pentru că aici se află originile, rădăcinile unor revoluții care nu peste mult timp vor scoate România din anonimat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi celor doi vorbitori. Și chiar mă gândeam în timpul comunicărilor, probabil că sunteți la curent, din când în când, periodic, istoriografia română este pusă sub lupă, este evaluată, se discută în termeni de ce e bine, ce e rău. Și ce este frapant aici pentru mine este că, în general, aceste discuții sunt inițiate de colegii noștri din alte discipline socio-umane. Și al doilea lucru care mă frapează este că nu aud la fel de des dezbătându-se starea sociologiei din România sau a psihologiei, sau a științelor politice. În schimb, colegii noștri din alte discipline evaluează și discută cu voluntate ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău, mai ales ce s-a făcut rău. Și nu o explicație. Poate că un motiv este că nici istoricii nu își vând mai bine marfa, nu explică mai bine ce s-a făcut și cât s-a făcut, pentru că numai din comunicarea colegului Cătălun și se poate vedea, cred că totuși lucruri s-au scris. Nu se poate spune că am stat chiar degeaba în ultimii 25 de ani. Reținem, înainte de a da cuvântul și participanților pentru întrebări, ideea din final, care este foarte interesantă, din finalul comunicării Dan, foarte interesantă și foarte modernă și foarte dezbătută și în istoriografia de anglosaxonă, anume aceea potrivit căreia comunismele este europene nu sunt doar pur și simplu produsul modelului sovietic implantat în țările respective, ci aceste comunisme se află undeva la intersecția unui câmp de forțe reprezentate pe de o parte de URSS, de modelul emergent sovietic, și pe de cealaltă parte de factorul local. Rolul factorului local probabil că ar trebui reevaluat, să ne gândim mai cu atenție și nu doar teoretic la aceasta, pentru că teoretic s-a ieșit din paradigma primelor studii de sovietologie din perioada Hannah Arendt, Zbigniew Brzezinski, dar practic nu prea se aplică. Dan cred că le aplică și a explicat foarte concludent toate acestea. Și acum să vedem cine are întrebări scurte și la obiect și legate de conținutul comunicărilor, dacă se poate. Vă mulțumesc. Mărturisesc că am ascultat cu foarte mare interes prezentările făcute până acum. Nu numai pentru că sunt curios din fire ca om care a făcut cercetare, a scris cărți, ci și pentru că în 1956 aveam 30 de ani. Nu mai eram chiar așa un tiner. Și tocmai în această privință aș începe să spun ceva. Eram atunci doctorand la filozofie în anul 2.
eram primii doctoranți, patru doctoranți scoși din producție la Universitatea București la filozofie. Poate din această cauză, având în vedere caracterul ideologic sau, eu știu, implicit ideologic al disciplinilor filozofice, undeva în primăvara anului 1956, nu pot să spun când, dar era primăvară, nu era vară, am fost invitați toți, cinci, la o lectură a raportului secret al lui Hrușciov. Lectura a avut loc în sala Floreasca, una din sălile complexului Floreasca. Am stat ore lungi, nesfârșite, pe băncile, dar cine a fost la Floreasca știe, fără spătar, și am ascultat niște lucruri care ne-au stupefiat. Vă mărturisesc că, ascultând ceea ce se spunea acolo, parcă ne uitam unii la alții și nu știam cum să ne privim. Ce știam noi până atunci despre URSS, despre socialism, despre PCUS, etc., etc., și ce ni se spunea acolo. Dar poate cea mai pregnantă impresie cu care am plecat de acolo a fost următoarea. Lângă noi era un grup de sâmbi. Pe unul dintre ei îl cunoșteam. Pe ceilalți ne-am dat seama că sunt sârbi, pentru că o bună parte din lectura raportului mai șoșoteau între ei sârbește, probabil comentând ceea ce ascultam. Dar aceste șoșotele au încetat atunci când a venit vorba în raport despre raporturile dintre Moscova și Belgrad. Oamenii ăia erau pământii, erau livizi. Noi intuiam, nu eram chiar neduși la biserică, știam o mulțime de lucruri. Eu știam și altceva, sunt din Calafat și parcul principal favorit în care mă plimbam în copilărie și în adolescență era închis în 49-50 și sus, lângă Monumentul Independenței, unde Carol I a zis asta e muzica ce îmi place, erau tunuri îndreptate spre Iugoslavia, spre Bulgaria, că cu Bulgaria aveam graniță. Deci știam o serie de lucruri. Dar oamenii ăia probabil știau ceva până atunci. Dar atunci au dat seama în ce au fost atrași de Moscova ca să părăsească Iugoslavia și să devină o masă de manevră pentru dobărârea regimului lui Tito. Știți cât de brutală a fost încercarea aceea de a-l da jos și de a-l ucide pe Tito. Vă mai spun ceva, că apropo de istorie. Deci îl cunoșteam pe unul dintre ei, să-i spunem domnul V. Cu V de la Vișinescu. Era un tip înalt, frumos. Era, cred că, dintre liderii grupului de sârbi refugiați în România. Peste de zeci și zeci de ani, prin hazard, printr-o întâmplare, fiul său, sau un nepot de frate, de soră, nu știu cine este, îmi este aproape vecin. N-a plecat în Iugoslavia, este un om de afaceri prosper în România,
firma lui a cumpărat, nu vă dau amănunte, dar o vilă superbă în apropiere de Academia de Studii Economice, care este, care era în patrimoniul cultural al țării. Are două fete care au făcut studii în Elveția și acum lucrează în America, una chiar pe Wall Street. Când a început bombardarea Iugoslaviei de către NATO în 24 martie 1999, eu am făcut o criză de angină pectorală, de revoltă. De revoltă. În cursul zilei l-am întâlnit pe domnul V, ziceți din cum vreți, e în România, este om de afaceri, probabil multă lume îl cunoaște, și i-am spus câteva cuvinte de compasiune. Mi-a răspuns sec ceva și a plecat mai departe la afacerile lui. În cursul după amiezii aceleiași zile de 24 martie, am participat și am vorbit la o adunare de protest împotriva bombardamentelor, împotriva Iugoslaviei, organizată de un ONG, nu mai țin minte. Cred că în asistență erau și ceva sârbi din România. Vecinul meu nu era. Aici s-a vorbit de istoriografie. Uitați că și asta este istorie. A doua chestiune la care vreau să mă refer. La puțină vreme după Congresul 20, a apărut faimosul articol al lui Palmiro Toriati în legătură cu cauzele culturii personale. Aici s-a vorbit de istoriografie, de studii. După părerea mea, în istoria postbelică a mișcării comuniste internaționale, acesta a fost un document și un moment dintre cele fundamentale cu bătaie până în 89-90. Toriati, care era un lider politic experimentat, era însă și un intelectual de forță, o minte ageră, cultă, înclinat spre meditație, era un tip de gânditor și de activist politic în același timp. Nu era un politolog, nu era un conducător politic oarecare, era un gânditor și provenea din tradiția lui Gramsci, ceea ce nu este lipsit de interes. Toriati atunci s-a întrebat, oare cultul personalității lui Stalin s-a datorat unor trăsături negative de caracter ale lui Stalin sau în societatea sovietică erau niște fenomene, niște premize care duceau la apariția unui asemenea raportul lui Hrușov, bineînțeles că nu spusese absolut nimic despre acest lucru și mai ales nu spusese nimic despre răspunsul care era implicit în formularea, în întrebarea formulată de Toriati. Și anume, dincolo de orice trăsături negative de caracter ale lui Stalin, societatea sovietică creată sub conducerea Partidului Comunist avea în ea însăși germenii unor astfel de manifestări negative, între altele pentru că lipseau premizele organizării democratice a societății în întregul ei. Tot ce s-a întâmplat în mișcarea comunistă și în țările est-europene, socialiste, comuniste, numiți-le cum vreți. Eu personal consider, eu folosesc și în lucrările mele, în
inclusiv în diplomația secolului 20, eu folosesc termenul de socialist, pentru că nu numai așa se chemau ele, dar așa erau. N-a fost niciuna comunistă. A spune că România era comunistă înseamnă a introduce un element de apreciere ideologică, care, între oameni de știință, poate să rămână la o parte. Deci tot ce s-a întâmplat de atunci s-a fost declanșat de Toriati, prin acea întrebare. Toriati era o personalitate în mișcarea comunistă internațională, mai ales alături de liderii francezi. Iată câteva lucruri. În încheiere, aș mai vrea să spun ceva. Cred că acest congres al 20-lea și raportul lui Hrușciov, din ceea ce v-am spus eu, deduc că în primăvara lui 56 el a fost cunoscut mai larg în România. Eu n-aveam nicio funcție politică. Eu eram aspirant, cum se spunea atunci, la filozofie. Și eram între vreo 300 de oameni care au ascultat raportul în întregime. Cel puțin, așa a rămas cu impresia că ni se citește raportul. A durat vreo 4 ore. Deci, cred că și istoricii și politologii mai tineri, eu nu mai includ aici, ar merita să examineze acest moment de istoria URSS și a PCUS într-un cadru mai larg. Și în perspectiva istorică, dar într-un cadru mai larg, în contextul istoric dat, era perioada de confruntare între Est și Vest, între NATO și proaspătul tratat de la Varșovia, de fapt, între URSS și puterile occidentale, în primul rând Statele Unite, perioada de vârf, 56, era Dales la putere, politica balansului pe marginea prăpastiei. Nu era o vorbă în vânt. Oricine studiază istoria politicii externe americane nu poate să nu remarce ce impact a avut asupra relațiilor între Est și Vest atunci politica lui Dales. Apoi, gândiți-vă ce însemna din punct de vedere al relațiilor dintre URSS și Statele Unite, dintre URSS și Occident, existența acestui bloc de state satelit. În această confruntare, care era aproape pe viață și pe moarte, gândiți-vă ce însemna din punct de vedere militar confruntarea în anii 50, mai ales în partea a doua anilor 50. URSS căuta să nu fie singură. De-aia ținea acest satelit cu orice preț. Aminteam înainte cum s-au purtat, Stalin cu Iugoslavia. Cât de brutal a încercat să le elimine pe Tito, să schimbe regimul de acolo, pentru ca să păstreze Iugoslavia în sfera ei de orbită. Era problemă de raporturi de putere, nu de discuții ideologice. Gândiți-vă ce au făcut în 53, în vară, poftim? Iertați-mă, imediat închei. În 53, imediat după moartea lui Stalin, la Berlin. Ce au făcut în 56, s-au pomenit aici. Din câte știu eu, ungurii încă experimentau de atunci niște formule de reformă. Dar nu cred că, din câte știu eu, foarte mult a deranjat Moscova aceste tentative de reformă. Dar în momentul când Imre Noghi, la presiunea străzii, a spus
vom ieși din tratatul de la Varșovia și Ungaria va fi neutră, atunci soarta evoluției maghiare și a lui Nochi, implicit, a fost pecetuită, tancurile rușii erau acolo. Gândiți-vă la Cehoslovacia. Sigur că noi punem accent pe faptul că cehii încercau să creeze un așa numit socialism uman, ceea ce s-a abătea de la modelul sovietic. Dar trebuie să avem în vedere un element de strategie politico-militară fundamentală, este podișul Boemiei, era planul sovietic de a pune acolo rachete cu rază medie de acțiune cu încărcături nucleare. Când eram ambasador și chiar cu asta închei, în Japonia, am aflat din surse oarecare că o delegație a Partidului Comunist japonez a fost la Praga, în vizită. Deci asta era prin anii 86-87. Și m-am dus la secretarul problemei internaționale, care condusese delegația Partidului Comunist Japonez la Praga. Și l-am întrebat ce au discutat acolo. Și la un moment dat îmi spune, i-am întrebat pe interlocutorii noștri cehi, de ce cred ei că a intrat tratatul de la Varșovia peste ei? Și știți ce ne-au răspuns? Știți ce ne-au răspuns? Pentru că am făcut greșeala de a ne apropia prea repede de Occident. Vedeți? În toate aceste lucruri s-a amestecat la fiecare pas, problema raportului de forță între Est și Vest și tentativa Moscovei de a călca peste orice ca să mențină aceste state sub orbita sa. Vă mulțumesc și mă rog să mă scuzați. Și noi vă mulțumim. La ce a spus domnul ambasador, deci pentru sârbii care emigraseră în România după ruptura Tito-Stalin, a fost un dezastru reapropierea făcută de Hrușov. Ei erau priviți în Iugoslavia ca niște trădători, de aceea nici nu aveau cum să reacționeze pozitiv la ceea ce se întâmpla. Și vedeți că până astăzi au rămas cu un statut de același gen și nu s-au întors în țara lor. Legat de citirea raportului, sovieticii au transmis printr-o telegramă nivelul până la care se putea lua cunoștință de raportul secret. Deci când au dat voie să se citească raportul secret, au precizat și până la ce nivel. La noi s-a mers, adică la noi, asta au fost indicațiile, la nivelul comitetelor regionale. Acolo s-a citit și raportul secret. La nivelul comitetelor raionale s-a citit numai fragmentul din darea de seamă a delegației care a fost la Congresul 20, referitor la Congresul 20. Deci, varianta românească prescurtată a Congresului 20. Rușii stabileau acolo și categoriile. Șefii de secție din partid, din aparatul CC, miniștri, deci din aparatul de stat, conducerea UDC, nu mai știu foarte clar toate categoriile. Poate dumneavoastră ați fost cumva pe linie de UDC. Nu? Ați fost doar ca simplu student. Acum, cazul Floreasca a fost un caz excepțional. Acolo, din câte mi-aduc aminte, nu mai știu foarte exact, a fost dezbaterea organizată pentru intelectualitate, pentru că era raionul unde se afla, se concentra marea majoritate a intelectualității. Se poate, dar erau 300 de oameni. Da. Deci au fost adunați și e posibil, nu mai știu, că acolo, într-adevăr, să se fi citit, dar a fost o excepție. În ceea ce privește motivul pentru care Hrușov a invadat și Ungaria, au fost două, de fapt, renunțarea la comunism și
și ieșirea din tratatul de la Varșovia, care ați spus-o și dumneavoastră. Polonezii nu au renunțat nici la comunism, nici la tratatul de la Varșovia și, prin urmare, li s-a acceptat acel statut autonom, să spunem. De fapt, Hrușciov și avansase prin declarația din 30 octombrie o ofertă de deschidere către țările satelite. În momentul în care Imre Noghi a făcut această greșeală de a declara neutralitate și așa mai departe, totul s-a schimbat. E o intervenție oportună aici. E o persoană care a fost la... Vorbește că s-aude. Dacă se poate întrebări mai... Nu întrebă, rog, două precizări. Dar să știți că doar neacronologică domnul a... Vreau să lămuresc treaba cu sala Florească. Nu, dar e legată cu sala Florească. După aceea ai pasat domnul. Da. Eu aș pleca de la o observație pe care a făcut-o domnul Dan Cătănu și care mi se pare absolut fundamentală. Dânsul a făcut o precizare, anume că urmarea acestui raport secret al lui Hrușciov s-au produs schimbări fundamentale în materie de politică externă și se referă dânsul la cele trei principii, respectiv coexistența pașnică între sisteme cu sisteme social-politice diferite, concepția privind evitarea unui război care, în condițiile date, ar fi însemnat și înseamnă în continuare un război nuclear, și schimbarea gândirii cu privire la trecerea de la capitalism la socialism, inclusiv în păcarea parlamentară. De ce mi se pare foarte important? Pentru că, măcar din acest punct de vedere, judecând prin această prismă a orientării de politică externă, eu cred că aprecierile care se fac cu privire la faptul că în România ar fi fost o destalinizare ratată, că nu s-ar fi făcut destalinizare, ar trebui reanalizate, fiindcă dacă ne raportăm la acest capitol al politicii externe, evoluția României este cea mai radicală dintre toate fostele state socialiste și vreau numai să fac, să punctez câteva lucruri ca să exemplific. Da, vă rog să o le punctați foarte scurt. Da, poziția României în criza rachetelor, total diferită de celelalte state. Poziția României cu privire la pace și război și la zonele denuclearizate. Primul vot care s-a dat vreodată de către o țară socialistă împotriva tuturor celorlalte țări socialiste la Organizația Națiunilor Unite a fost în problema zonelor denuclearizate și provoca stupefacție America și la momentul America Latină. Și la momentul respectiv președintele Adunării Generale a fost atât de șocat de enunțul făcut de ambasadorul Marița, încât a crezut că n-a înțeles bine și l-a rugat să să-și exprime din nou punctul de vedere. În privința asta și cu asta închei, mi se pare foarte important să vedem evoluția în documentele, începând chiar din anii 60 și până la celebra declarație din aprilie 64, să vedem că există o similaritate extraordinară între principiile de politică externă susținute la vremea respectivă în documentele Partidului Muncitoresc Român și modul în care a apărut în final actul final de la Helsinki. E suficient numai să punem unul lângă altul principiile de bază ca să vedem că într-adevăr aici au existat niște puncte de vedere total radicale ale României. N-am de gând să fac o expunere, ci doar să confirm că în sala Florească a avut loc acea adunare pe care am vorbit domnul Vlad. Am participat, deci nu povestirile altora, erau mii de oameni acolo, era activul de partid al Organizației București. Am participat și la sectorul 1, unde a fost cazul Jar. Iar textul care s-a citit de către Leonte Răutu,
Adică Ion Tăruto a citit textul raportului lui Hrușov la adunare de la Sala Floreasca. Într-adevăr, au fost unele amputări, însă raportul a fost destul de lung, câteva ore s-a citit. Dar reacția Stelei a fost extraordinară, pentru că am asistat și la leșinuri în sală. Acolo au fost duși, chemați doctori, au fost duși la infirmeria de la Sala Floreasca. A avut un ecou extraordinar imediat. Apoi, chestiunea de la sectorul 1 este extrem de importantă, că și acolo era raionul 1, raionul Stalin, se numea. Despre asta era vorba. Acolo nu a fost numai intervenția lui Jar, a fost și intervenția altor, să zicem, intelectuali. A treilea moment foarte important a fost conferința tinerilor scriitori, care s-a ținut la Biblioteca Universitară Centrală. Acolo s-a lansat teoria adevărului absolut, care a avut de asemenea urmări grave asupra tinerilor scriitori și nu numai asupra lor. Toți cei care la manifestările acestea publice sau mai puțin publice și-au exprimat dorința de a se proceda la un proces real de destalinizare în România, inclusiv grupul de muncitori de la CFR, care a pus în discuție legitimitatea lui Gheorghiu Deși vis-a-vis de cultul personalității, deci toate aceste lor de poziție atitudini au fost contabilizate, inventariate și ce s-a întâmplat în plenara din iunie, plenara Comitetului Central, iunie 58, a fost consecința directă a acestor poziții mai radicale care s-au manifestat în România în legătură cu destabilizarea. Prin urmare, lucrurile sunt mult mai complicate și aș mai spune încă ceva, s-a evocat aici necesitatea de a umbla la arhive. Chiar recent am citit documente ale secției organizatorice, unde erau rapoarte, cum s-a discutat în țară, în organizații de partid, raportul delegației PMR la Congresul 20, note informative. Vreau să vă spun că nu trebuie deloc subapreciat, deloc, ecoul acestui congres în țara noastră și aș îndrăzni să spun că evenimentele de 89, despre care mulți de aici știu că am ceva cunoștință, a fost și o consecință, aș spune chiar directă, a ce s-a întâmplat în țara noastră în legătură cu Congresul 20 pe CEUX. Vă mulțumesc! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mircea Duzineanu, mult represat politic, victima torturii și factor determinant în Revoluția Română. Am trăit pe viu, deci problematica, pentru că suntem seniori, am trăit anii 50-60 și tot așa, eram elev la liceu, chiar din anul 53 când a murit Stalin, știm, și am trăit pe viu și am văzut consternați că o parte din trăitorii noștri plângeau moartea lui Stalin. Iar ulterior, în 56, ce vreau să spun, că s-a considerat că s-a realizat un dezgheț al lui Hrușciov, așa, prin încheierea acelui tratat de colaborare culturală încheiat la Kremlin între autoritățile române și cele sovietice, prin care se deschidea colaborarea aceasta prin intermediul Republicii Socialiste Moldovenești de la Chișinău. Atunci s-au făcut schimburi culturale, s-a pronunțat pentru prima dată bine ați venit, dragi prieteni și frații. Frați, ceea ce ce era interzis până atunci. Deci asta pe de o parte. Iar Ion Gheorghe Maurer, în toate discursurile sale, vorbea despre problema Basarabiei. I s-a atras atenția de către Hrușciov că este vorba despre Republica Socialistă Moldovenească, care este independentă și nu e vorba despre Basarabia. Deci s-a șters pe undeva asta nasul și i s-a impus ca să-și dea un punct de vedere asupra pretențiilor teritoriale și a fost forțat Mauro să precizeze că România la acel moment nu avea nicio pretenție teritorială asupra Basarabiei. Deci, iar în același context, care nu s-a vorbit, deci a explodat disputa soveto-chineză și nipone legată de problema teritorială.
Iar chinezii au ridicat problema Basarabiei atunci și au arătat că Basarabia este de fapt un teritoriu românesc. Și atunci, deci, în replică, după ce Hrușov a fost înlăturat în 64, a apărut și un volum al lui Karl Marx legat de problematica Basarabiei, care se știe prea bine că și Marx spunea că Basarabia este un teritoriu românesc. Dar iată că n-a avut ecouri prea mari treaba asta, pentru că lucrurile au fost ținute în strâns. Politica hrușciovistă ulterioară și chiar și Kosygin au limitat drepturile noastre la exprimarea asupra libertăților și a teritoriilor noastre. Asta vreau să vă spun, că noi am trăit pe viu acest lucru și că deși s-a considerat că a fost o oricare libertizare, un oricare dezgheț, totuși acest dezgheț a fost foarte limitat și pe cum nu dure, cum să spun. Vă mulțumim! Vă mulțumim și noi. Dacă sunt întrebări mai în spate aici și ca să deschid gheața, să sparg gheața, o să întreb eu în întrebări. Imediat. Pentru fie, nu știu ce se întâmplă. Pentru domnul Buga, aș vrea, pe scurt, totuși, cum a evoluat interpretarea evenimentelor produse în februarie 1956 de-a lungul timpului Uniunea Sovietică, adică mai pe scurt, care sunt principalele probleme sau principala problemă a cărei interpretare a fluctuat funcție de evoluția regimului Uniunea Sovietică. Asta pe scurt. Și pe Dan, sigur că într-o comunicare ta te-ai referit direct la ce s-a făcut până acum, dar după părerea ta, ce crezi că lipsește în ce nu s-a făcut până acum, din vari motive, pentru că erau pe sursele, pentru că nu ne-a dat prin minte sau așa mai departe, adică care ar fi temele ce încă s-ar preta la discuții și la cercetări. Mersi. Vă rog. Scurt, vă rog să fiu scurt. S-a întâmplat să fiu student la Moscova acum când s-a desfășurat acest congres și de care vorbim cu Hrușov. Dar aș vrea să mă rețin, pentru că s-a discutat de raportul lui Ion Iudeș cu Stalin. Seara înainte de a merge la audiență la Stalin, Ion Iudeș, m-a întrebat, i-a spus că vrea să mă iau acolo și i-a spus, aș ruga un lucru, să spuneți foarte atent, că vă înțelegeți bine cu Ala Paucă. Pentru că la Moscova s-a discutat despre conflictul între ei, că nu mergeau trebuie bine în țară. Și cu asta, așa a reușit, Ion Iudeș, după aia seara când ne-am văzut, că a avut efect foarte, foarte bun. În partid, la Covo, la ruși, evenimentele foarte dure, cu arestările și condamările, s-au discutat de toată lumea, că sunt prea duși, prea tirani și sunt puși că s-o omoară între ei. Și Stalin făcea treaba asta. E, fata lui Stalin, într-o masă către seară, mi-a dat mie un dosar. Să-l pun sub haine și să-l citesc noaptea la bine, la Cămin, studențesc, și dimineața să am o discuție cu ea. Eram foarte curios ca altea, ce de mie era. Și n-am așteptat să ajung cu metroul pe la Lomonosov și la primul oră de metrou am intrat într-un hotel și am plimbat liftul sus și jos de două ori și am găsit că scrie o ștampilă. E de adevărat, era ce ne-a povestit noastră aici? De adevărat, pe care l-a scris. Acum ați văzut vodka aia cu Stalin povestit. S-a desecretizat deja documentele. Acum nu mai e nicio problemă. Și eram curios. O ștampilă ca de NKVD și dosarul titlu, acțiunile criminale ale medicilor evrei de la Spitalul Kremlinului, că s-a vorbit și de treaba asta cu medici. S-a gândit Stalin cu Beria să nu mai facă prea multe arestări, că la noi, ca cum fac la noi acum cu televiziunea, arestările televizate, și să le facă mai discret și au găsit o idee, o soluție foarte interesantă. Tot activul de partid și tot guvernul, SS-ul, să facă obligatoriu la 3 luni analizele medicale în sănătate. La spitalul trebuie în oriunde. Și a făcut treaba asta. Tabelul respectiv se dat Stalin și Beria. La anumite locuri pe tabelul respectiv s-au pus niște punctuie, niște stăluțe, care trebuiau oamenii care trebuiau ajutat, adică suprimați. Și acest material circulat. Eu l-am citit toată noaptea. M-a rugat fata lui Stalin să le duc dimineață la ea acasă. Niciodată nu să-l ia acasă.
acasă la unde? În Kremlin, o vilă special pentru stai în un etaj și iau un etaj. Și am spus, nu viu acolo, pentru că e cade, pe formă, fotografie, și zic, te rog frumos, vino și să-l dau la facultate. Nu s-a mișcat. Nu, te rog, vino acolo, că ies eu la coarte de întâlnit. Într-adevăr, la distanță am văzut că mă așteaptă la coarte. Și a intrat cu mine de braț în braț, asta, și nu am întrebat nimeni de pașaporte, cine sunt, ce au la fel. Am fost surprins că dosarul cu l-am dat în casa la apartamentul ei acolo, l-a pus repede sub o masă, așa, sub un scaun, sub un... așa, ce l-a spus. Este foarte interesant, am să vă rog să sintetizați, da. Să ajungeți la esență. L-a spus de așa natură că mi s-a părut brutal. Și ne-am așezat la o masă să discutăm. Nu când de regulă sta noi, împărțășit de sub cumva, chine, colegi. Și am stat vizarii. Peste 3 minute a venit Stalin la acolo. Deci dumneavoastră ați văzut pe Stalin, așa, cum vă văd... Doar foza cu el. Și cu dumneavoastră. Și cu mine. Și Stalin m-a văzut, m-a văzut în picioare. Era fiul rus. Dumnezeu, înghețai, te privea, era... Mai că știam despre el ce face. Și știam că el o omorâse pe mai mare tăi, pe soția lui. Și atunci, m-am spus la gândiți. Vă dau eu materiale pentru istitul de aici. Și zic că să trăiesc tu așa, Stalin. Salut, tinere. Și vine și dă mâna cu mine. Părețelul, vine și dă mâna cu mine. Dumneata ești disipeanul din România. Eu tu așa, Stalin. Să dăm apoi, să uite, mă studiază bine. Mă știi că ești simpatic. Simpatic tu așa, Stalin. Nu te-am să mă șert, că nu sunt sau sunt. Deși ați fi vrut așa. Da. Câți ani ai dat atunci, domnul disipeanul, atunci? Eram 22-23 de ani. Și... se întâmplă lucrul. Bine, aici m-am ales bine. Ultima chestiune, beu vodcă cu mine. Mă făcea praf cu asta, că știam ce se bează vodcă la ei. Nu bea cu păhăile ca la noi, tăierea. Și bea cu stacanul, chiar așa-i spunea, stacanul. Și-o mai oare. Și eu trebuia să spun, nu putea să spun să-l refuz, n-ai voie să refuz. Una. Al doilea, știam că trebuie să-l bei tot, da, până la capăt. Până la fund dintr-o ghizitură. Dacă nu făceai treaba asta, sau nu trebuie în urma lui. Sau nu, nu respectai. Am vrut să mă închir. Știa că a făcut și el teologia. Dar mă făcea în râs. Cu limba în gură am făcut semnul Sfintei Cruci. Și am luat poziția asta așa și am respirat de două ori, am luat aerul lui și încet, încet, cu ochii lui și am reușit și am pus tata în râs. Și bravo, și-a făcut semnul ăsta pe mine cu închez. Și cu asta atât. Multe, multe alte, foarte multe lucruri. Am eu și carte scrisă, prima nara mea la moarte, mai multe lucruri și bine, la institutul noastră pot să fie lucruri foarte multe. Mulțumim foarte mult. Am mai dat ce era mâna cu Stalin? Cum? Mai sunt întrebări? Nu știu. Sunt întrebări, de fapt? Sunt plecări. A vrut să dea mâna cu noi, dar nu i-a venit. Domnul Bade, așteptăm în domnul Bade. Domnul Bade, facem o plecare. Până formulez întrebările și le-am. Era șocul de respingere a raportului, de solidarizare conformistă cu raportul sau de descătușare. Asta ar fi tot ce mă interesează. V-ați întrebat ceva de mine? Pentru cine era întrebat? Pentru cei care au participat atunci și care au vorbit de atmosfera. Și săracul vorbitor pe aici ne întreabă, domnul Bace. Eu am promis cu care sunt specialiști și se va întrebe. Întrebare și eu, un coment scurt. Și scuze-mă de rugoare pentru limba română mea. În primul rând, am avut impresia toată viața mea, că de fapt a fost acești fel de capricii legat cu cum a fost omorit, scopul acest report secret. Nu numai că aparența așa, dar și cu
acest încercări de înlocui niște șefii sau, dar și cât de mult asta a fost real și cât de mult a fost consistent. Pentru că această frică a fost acolo realmente, dar niciodată n-am văzut ceea ce a fost planificare acolo, inclusiv cu problemele în care suntem. Și întrebarea este aceasta, dacă a fost și ceva mai organizat în gândire sovietice despre asta. Comentul este despre această confuzie legată cu cum s-a apărut acest raport secret, cum a fost manifestat în Statele Unite. Se pare că raportul a fost primit de la un polonez bine așezat spre Amos Mander, care este șeful de serviciu de securitate în Israel. Amos Mander a fost omul care a creat primul departament pentru poporul soviet. Înainte de asta a fost numai pentru vecini și amenințări imediate în Israel. Și din cauza aceasta, partea americană, care a primit report de la Mander, a crezut că el a fost un agent soviet. O parte semnificativă din comunitatea internațională. Și din cauza aceasta a fost două școală de la începutul Statelor Unite. Unul că acesta a fost o lovitură împotriva stalinism și totalitarianism și a fost exploatat ca așa. Dar a doua care a crezut că a fost, de fapt, o scăpare intenționat din partea un Kremlin care a fost foarte înțelept și a fost, de fapt, parte de o bucată dintr-un plot monstru să infiltreze Occident și să subună sistemul capitalist. Și din cauza aceasta a fost exploatat și împotriva Khrushchev și Uniunea Sovietică. Și de fapt această confuzie a fost din cauza nu numai faptul că a fost perioada cel mai ideologizat în politică, în confruntare Est-Vest, dar și în politică internă în Statele Unite. Așa, McCarthy a fost cu un an după aceasta. Dar și a fost o chestiune de faptul că Mander a avut această reputație și prin coincidență Mander a fost și un român de la Siget. Să răspund la întrebări, cred că și după aceea o să mai luăm și altele. Mulțumesc foarte mult pentru interes. Foarte pe scurt la întrebarea domnișoare. După părerea mea, raportul a avut totuși un efect pe perioada care a urmat evenimentelor de februarie 56, în sensul că, asta este opinia mea, latura represivă a regimului a fost mai atenuată. Asta explică și apariția mișcării dizidenților în Uniunea Sovietică, înaintea apariției dizidenților din România. Principiul muncii colective a fost promovat în activitatea, mai ales din 64 începând, odată cu demiterea lui Hrușciov, timpul lui Brejnev, și continuat în timpul lui Gorbaciov. Acum, în legătură cu atitudinea, să zicem, a lui Gorbaciov, de-abia în 1989, asta e din grabă, n-am anunțat, în 1989 a apărut raportul secret prezentat de Hrușciov la Congresul 20. Ca să vă dați seama că cu toată deschiderea și toată transparența promovată de Gorbaciov, abia în 1989, cred că în primăvară, pentru că a apărut în numărul 3 din revista Izvestia KKPSS, deci presupunem că în martie, pentru că era lunară, a apărut. Dar ce vreau să spun este, e vreo diferență între cum se scria despre Congresul 20 în 1983, să zicem, față de 1973 și dacă da, care? Adică cum istoricii au discutat problema aceasta? Da, mie îmi pare rău că n-am avut acces la manuale de istorie sau lucrări de istorie până în 89 ca să pot compara. Presupun că nu s-a tratat în niciun caz în acest mod. Cu atâta claritate o spun istoricii de acum, că nu a fost atacat dogma care domina în timpul regimului sovietic, nu a fost atacat sau pus la îndoială sistemul, natura sistemului, ci totul a fost pus în seama lui Stalin. Deci toate crimele săvârșite în această perioadă era mult mai comod. Nu-mi imaginez că înainte puteau să facă acest lucru. Perioada crimelor din timpul
regimului stalinist, evocată mai mult, acum mă refer la și la Brejnev și la Gorbaciov, evocată în convorbirile bilaterale, mă refer la bilaterale cu reprezentanții Partidului Comunist Român, și am în vedere chiar convorbirile dintre Gorbaciov și Ceaușescu, care Ceaușescu a dat de înțeles, mă rog, sau cel puțin așa, s-a lăsat să înțeleagă că ar fi fost un mic stalinist. De-abia după ce Gorbaciov i-a explicat că le-a săvârșit Stalin, mă rog, Ceaușescu n-a putut să spună decât că n-a cunoscut toate aceste lucruri. E îndoielnic că nu l-ar fi cunoscut, că măcar în raportul pe care membrii Comitetului Central l-au cunoscut, acolo erau evocate. Asta. Legat de întrebarea Cristinei, ce ar mai fi de făcut, eu am spus câteva lucruri în concluzii. Deci cred că s-a făcut destul de puțin în domeniul ăsta. Bun, a fost o destalinizare foarte limitată, dar ce s-a făcut concret? În general, autorii s-au mulțumit să dea câteva exemple, inclusiv eu. Dar cred că e foarte mult de insistat aici. Au început pe anumite domenii, s-a început să scrie acest volum al lui Vădmin Budeancă, coordonat de el, conține studii pe câteva... De exemplu, după 56, știu că au crescut salariile în România. Acum nu dau seama dacă erau niște măsuri oricum preconizate, adică pe care să se întâmple sau și ce s-a întâmplat acolo a avut... Asta de... cred că e un efect care ține de tulburările din... Asta e, sau... Dar în acele câteva luni, să spunem, de primăvară, vară, început de toamnă, și ca să-ți dau un exemplu, că am zis aici de viața de zi cu zi, în raportul ambasadorului francez pe anul 56, se menționează că au început să primească pensie din nou, cei care avuseseră acest drept, dar li se luase în perioada stalinistă, pentru că au fost fie demnitari în vechiul regim, fie rudele lor, de moșieri, de industria și așa mai departe. Deci în 56, spune ambasadorul francez, au reprimit dreptul la pensie acestui oameni cărora li se luase acest drept. De asemenea, în domeniul politicii represive, am spus, s-a schimbat într-o anumită măsură situația celor din închisoare. Alții care erau doar în stare de arest au fost eliberați între timp. Procesul ăsta a început de prin 54-55. De aici se atinge un mic vârf, să spunem. S-a schimbat sau au existat încercări de reformare a securității, separare de Ministerul de Interne. Deci sunt multe lucruri pe care se poate merge. Părintul nostru Iuri Dragan a încercat despre ce s-a întâmplat în justiție. Aici cred că e mult de lucru și de insistat. Sigur, pe toate domeniile e nevoie de a se cerceta în continuare. La fel este această problemă, din punctul meu de vedere, a corelării cu ceea ce se întâmpla în URSS. Înțelegi mult mai bine reacția comuniștilor români dacă vezi ceea ce s-a întâmplat la Moscova odată cu Congresul 20 și ulterior în lunile următoare. Pentru că ajung la întrebarea domnului Larry Watts. Ei au, Hrușciov a scăpat și el de sub control acest proces al destalinizării. Pe de o parte, voia să-l ducă mai departe, să aibă loc o schimbare radicală față de perioada stalinistă, dar pe de altă parte voia să-l controleze cumva. N-a reușit. Și e interesant cum s-a condus acest proces aici. Poate domnul Buga chiar avea, dar a trecut rapid peste informațiile astea. Eu cred că nu a existat o intenție explicită de a schimba liderii
est-europeni, cât mai degrabă atitudinile lor, comportamentele staliniste de care deduseră dovadă până atunci. Adică să se creeze un moment zero de la care să meargă mai departe. Sigur, e o privire exclusivistă. Poate că au existat și persoane care deranjeau, dar în mare, el a încercat să agite mai mult apele, schimbând liderii și să provoace mai multă zarvă. Dar teama acestor lideri, cum ați observat și dumneavoastră, a existat. Au fost înspăimântați de ceea ce se putea întâmpla. Poate are ceva de adăugat la ei. De acord cu modul acesta de interpretare, nu cred pe urmă că ar fi fost, mă rog, n-am suficiente elemente să afirm că a fost o scurgere de informații deliberată din partea Kremlinului pentru a deruta cumva Occidentul. N-am informații și nu pot să spun. N-aș lăsa fără răspuns întrebarea, dar probabil că privea asistența din România, impactul asupra asistenței la Kremlin atunci când a fost citit acest raport. Toți istoricii pe care i-am evocat vorbesc despre o tăcere mormântală. Numai șușoteri, oftaturi și roleșii, nu se spune că ar fi fost ca la Floreasca, dar pur și simplu au fost șocați. Aceasta a fost reacția celor care au audiat pentru prima oară raportul secret la Kremlin. Și o mică atentator pentru domnul Buga, că e cu microfonul în mână și nu se mai deranjează. Cum e privit Hrușciov în Rusia astăzi? Tot cu dumneavoastră discutam, iar la Moscova, că perioada Brejnev este în general bine privită de populația de astăzi, mai puțin ce a urmat Gorbaciov, dar despre Hrușciov? Nu, el a lăsat totuși, mă rog, eu nu mă refer la cei care n-au agreat pasul făcut de Hrușciov în atitudinea față de Stalin, mai ales veteranii de război, cei care au luptat cu Lozinka pentru patrie, pentru Stalin. Aceasta a continuat foarte mult, adică el n-a fost îndrăgit pentru acest lucru, dar pentru raportul făcut și pentru ce s-a întâmplat în societate. Era un mit cu care ei au fost obișnuiți, dar faptul ce observă că a încercat și, după părerea mea, a reușit să elibereze oamenii de această teamă, de teroare, acesta apreciază foarte mult, mai ales și care au avut ei de suferit sau rude prieteni. Și chiar dacă multe din încercările lui, reformele lui au ieșuat, nu văd o atitudine, așa să spunem, de condamnare. Aș zice mai degrabă, dar o ostilă. Mai degrabă aș zice că e în cazul lui Gorbaciov. Da. Și ultimul punct astăzi, tot domnul Buga, ai o să ne anunțe programul pentru luna viitoare. Da, mulțumesc frumos. Pentru cei care vor fi interesați, noi o să și anunțăm. Va fi prezentarea unui volum scris de publicistul și scriitorul Corneliu Vlad, se numește Crimea schimbă lumea. Un volum extrem de interesant. Pretextul e Crimea, dar e o analiză foarte serioasă a raportului de forțe de plan mondial. Îmi pare rău că domnul Reduc a plecat, probabil. O să-l anunțăm că va avea loc această manifestare. Deci Crimea schimbă lumea. Pe data de 9 martie l-am rugat și sper să primesc câteva volume și eventual luni să, în măsură să le dau. Dar merită, e de mare actualitate. Aceasta va fi pe 9 martie. Mulțumim domnului Buga pentru comunicare și Mina Cătănuș. Cu asta cred că ne putem apropia de final. Sper că am plecat cu toții mai informați decât am venit și tot cazul în care, dacă ni s-ar schimba
un pic opiniile ferme, cred că lumea ar fi mai bună. Dacă am avea mai multe întrebări și mai puține certitudini. Vă mulțumim mult și vă așteptăm pe 9 martie și până atunci la un pișcot. De ziua femeii sau? Nu, de Dragobete, azi sau ieri, când a fost.